Stimați colegi, bună ziua! Ședința de guvern, după ce Curtea Constituțională a declarat că suntem constituționali, deci în regulă, după ce Parlamentul, evident, ne-a reconfirmat prin vot și după ce domnii de la PDL, care au zis că suntem neconstituționali, li s-a respins solicitarea, după aia au zis că de ce nu venim cu un program, am venit cu un program, acum vor să facă moțiune pentru programul pe care am venit, că cum ziceau ei că e bun să-l venim. Important e următorul lucru. Aveți toți deja o săptămână, vorbesc de cei noi, ceilalți mai mult timp de lucru. În această formulă vreau să ne desfășurăm activitatea pe tot parcursul anului 2014 și toată lumea să își îndeplinească foarte clar toate sarcinile și cele din programul de guvernare și cele din programul pe care ne-am angajat răspunderea în fața Parlamentului. Câteva mesaje pentru astăzi. În primul rând, înțeleg că pentru luna februarie România a primit rambursări de peste 1,2 miliarde de euro. Au reintrat banii domnul ministru Voinea în trezorerie, deci puteți să-i dați în continuare pentru continuarea programelor, da? Și vreau să știți că anul acesta transporturi, mediu, postul, toate celelalte, cât avem, domnul ministru, de cheltuit, ca să nu dezangajăm nimic? Aproximativ 2,8 miliarde de euro. 2,8. Aproximativ. Anul trecut cât am primit de la Comisie? Facturile au fost 3,5 miliarde și au intrat în țară 2,88. Bun. Deci măcar cât a fost în 2013 trebuie anul acesta ca să nu avem dezangajări, nu? Pentru că regula N plus 3 din fericire ne ajută și dacă anul trecut am recuperat anii pierduți cu programele suspendate, anul ăsta nu mai există nicio problemă de acest gen și vreau să vă rog pe toți cei responsabili, mai ales că e vorba de noi miniștrii, de fapt, la acele AME-uri, domnul Corodi la mediu, domnul Șova la transporturi, postul și post CCE au trecut la dumneavoastră, domnul Teodorovici. Deci să nu existe nicio sincopă în activitatea autorităților de management, pentru că e bine când ne vin banii pe toate programele. În același timp vreau să salut ideea de implementare a listei de investiții publice prioritare. Știți foarte bine că e un angajament pe care ni l-am luat de a spune foarte clar care sunt aceste investiții și cum le desfășurăm. Și domnul Voinea trebuie să vină în cel mai scurt timp cu criteriile foarte clare, nu? Săptămâna viitoare este. Bine, dar vreau să le discutați înainte, să nu ne discutăm pe ele în timpul ședinței de guvern. La educație vreau să mulțumesc și în ședința de guvern doamnei ministru Plumb și fostei ministru, doamna Mănescu, pentru că realocând de la mediu și de la transporturi sume pe care altfel le dezangajam, am putut să avem 200 de milioane de euro pentru 500 de școli. Știu că domnul vicepremier Dragnea și cu ministrul educației, domnul Pricopie, s-au ocupat și de această problemă și de cea a microbuzelor și mă bucur foarte tare atunci când putem să investim bani în infrastructura școlară. E un lucru extrem de important. Vreau să salut faptul că se continuă lupta împotriva evaziunii fiscale și a ilegalităților în domeniul alimentar. Am făcut acest lucru atunci când DNA-ul a destructurat acea rețea de fraudare a TVA-ului la carnea de pui. Ieri, DICOT împreună cu Direcția Antifraudă în zona de asemenea de carne, nu știu dacă e stricată sau nu carnea, dar sigur înțeleg că era vorba de documente false. Deci orice ar fi, e foarte bine că s-a intervenit în forță și combaterea evaziunii în acest domeniu alimentar trebuie să meargă în două direcții. Reducerea TVA-ului, da, combaterea celor care fraudează. Că altfel facem TVA-ul mai mic și frauda e aceeași. Și n-am realizat absolut nimic. Să nu ziceți că nu-i de spus la ședința de guvern, dar dacă, Doamne ferește, se interzicea micul românesc, era de vină guvernul. Înțeleg că la Comisia Europeană am câștigat bătălia micului. Avem voie, da, domnul secretar de stat? Avem voie, avem. Da. Bine, de câștigați-le pe toate, că asta cu micul chiar e
e mai importantă decât credem noi, dar slavă Domnului că la Comisia pentru Siguranța Alimentară s-a avizat favorabil lista cu aditivii alimentari. Vreau să susțin poziția României, coordonată cu cea a țărilor din Uniunea Europeană și din NATO referitor la criza din Ucraina. Domnul ministru Corlățean, de altfel ieri, a fost la Kiev și a exprimat o poziție foarte clară, iar domnul ministru Dușa, sub coordonarea, bineînțeles, a președintelui, trebuie să fie tot timpul pregătit pentru ceea ce ține de colaborarea noastră și cooperarea în cadrul NATO cu partenerii noștri strategici. Mai sunt două lucruri pe care vreau să le spun și pe care le voi prezenta sau detalia, dacă este cazul, după ședința de guvern, la conferința de presă. În primul rând, vreau să prezint o situație foarte clară legată de cel mai mare pericol prin care trece România în 2014, și anume pericolul exploziei prețurilor la energia electrică. Președintele a refuzat promulgarea de două ori, promulgarea legii prin care se reducea cota de certificate verzi și prețurile la energie electrică rămâneau constante. O să prezint la ședința de guvern care este implicația. Dacă facem, cum zice președintele Băsescu, toate facturile se măresc cu 50% pentru zona industrială, și vreau să-mi anunț solidaritatea totală cu angajații de la Alro, de la Sidex, de la celelalte companii care sunt afectate, dar și pentru consumatorul casnic, tot cu 50%. Împreună cu domnul Niță o să prezentăm toate documentele și soluțiile. Soluțiile sunt să trecem peste președinte și să apărăm industria și consumatorii români, eventual printr-o nouă ordonanță, dacă domnia sa refuză în continuare promulgarea legii. Și de asemenea să mulțumesc Ministerului de Interne, dar și reprezentanților UDMR, care au avut o poziție foarte clară. Tot ceea ce este democratic și european se poate afirma în România, acolo sunt unde sunt acte extremiste, indiferent că vin din partea unui cetățean maghiar sau unui cetățean român, acestea trebuie sancționate. Nu poate fi, și cred că știe toată lumea, interzisă intrarea în România unor cetățeni europeni care aparțin unui partid, pentru simplu motiv că nu putem să le cerem carnetul de partid la intrarea în țară. Dar putem să interzicem prezența pe teritoriul României unei persoane, și am transmis către președintele României materialul întocmit de Ministerul de Interne legat de activitatea președintelui Iobic, domnul Vona Gabor. Și președintele, dacă acum nu mai este susținător al domnului Tăcheș și al domnului Vona Gabor, dacă i-a reevaluat și consideră un pericol pentru România, sunt convins că va acționa în baza sesizării guvernului. Mai multe detalii despre problema prețului la energie electrică o să vă prezint personal la conferința de presă. Mulțumesc celor de la mass media și haideți să trecem repede la ce avem pe ordinea de zi.